Președintele PNL Ludovic Orban atrage atenția ministrului Sănătății să își îndrepte atenția spre numărul de paturi din secțiile de terapie intensivă. În plin val 3 al pandemiei, după cum spun medicii, cei din Ministerul Sănătății trebuie să se asigure că spitalele nu vor intra în colaps, mai ales secțiile ATI, spune fostul premier. Cunoașteți că în toată perioada în care am fost premier, am urmărit în mod constant creșterea numărului de paturi pentru, nu numai pentru terapie intensivă, și pentru tratarea bolnavilor cu forme intermediare. Și cred că acest lucru trebuie să stea și în atenția guvernului. Vedem că ne confruntăm cu al treilea val, o creștere a numărului de cazuri. Vedem că a crescut numărul de cetățeni români care necesită tratare în secțiile de terapie intensivă și, evident, Ministerul Sănătății trebuie să dispună măsurile pentru a crește numărul de locuri, astfel încât să facem față nevoii de tratare a persoanelor care necesită tratarea în secțiile de terapie intensivă. Ludovic Orban a adus aminte că la începutul pandemiei aveam doar câteva sute de paturi în secțiile de terapie intensivă din țară, dar guvernul a reușit să ajungă la 1500. Însă cei care conduc acum Ministerul Sănătății să nu se culce pe o ureche, atrage atenția liderul liberalilor. Sunt sigur că am depășit capacitatea de tratare la peste 1500 de paturi funcționale. E adevărat că presiunea existentă asupra personalului medical, în special asupra personalului medical din secțiile de terapie intensivă și secțiile intermediare, a fost extrem de mare în acest an de zile, dar sunt convins că există soluții și că vom putea asigura tratarea tuturor pacienților care au nevoie de internare în secțiile de terapie intensivă. Declarațiile lui Ludovic Orban vin în condițiile în care acum, în secțiile de terapie intensivă din țară, sunt internați 1225 de pacienți, iar din marile orașe vin semnale că secțiile nu mai fac față numărului mare de bolnavi.